Dragi și surori, și în această zi, prin Harul Domnului, suntem împreună și-ar vrea să vă îndemn pe toți care sunteți aici, pe Naneunii, și să binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl nostru, pe Domnul Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt. Amin. Amin. Soția mi-a zis, prea repede ajungem la Montreal. O lună urmă am fost și acum am venit din nou. Ținta noastră n-a fost Montreal, am fost invitați de fratele Nelu să fim la o părtășie locală pe după amiază. Familia fratelui Mihici, așa cum știți, vor părăsi Canada și intenționează pentru o vreme să plece în Africa. Ne-au rugat să fim alături pentru a ne ruga pentru ei și a-i sprijini în rugăciune. Dar fiind faptul că pentru mulți ani familia aceasta a fost membră în Biserica din Chișinău și au fost niște oameni care s-au implicat în lucrare într-un mod frumos, am socotit că e de datoria mea să fiu și eu alături și după câte am înțeles împreună cu fratele Iosif, să ne găsim după amiază la această părtășie. Am socotit că nu-i bine să pierdem duminica cu drum, să plecăm dimineața în Chișinău, de aceea am ales să plecăm ieri, în jurul mesii. Am dormit aseară la familia fratelui George, care ne spune am fost găzduiți și am ales astăzi să vă vizităm. Așa că n-ați scăpat de noi, vă place, nu vă place, iată, suntem aici. Dar, acum așa cum ați remarcat, avem timpul părtășiei Cuvântului Sfânt și am primit pe inimă îndemnul să vorbesc despre posibilitatea de a ne păstra puterea pe care Dumnezeu ne-o dă în a-i sluji Lui. Vrem să ajungem la capăt. Ne-am pornit pe un drum atunci când am primit nașterea din nou și am întărit, să spunem, relația cu Dumnezeu prin actul botezului în apă, făcut în numele Tatălui, Fiului și al Sfântului Duh, după care, așa că am dat în Bisericii Pentecostale, ne-am rugat Domnului pentru botezul cu Duhul Sfânt. Și noi am pornit în felul acesta o călătorie către cer. O călătorie pe care o vom termina. Nu știm dacă o vom termina toți odată sau pe rând. Dacă Domnul Hristos va veni cât de grabă, o terminăm toți odată, cei care ne pregătim să-i slujim Lui. Dacă Domnul vine așa pentru unul sau pentru altul, călătoria nu se termină pentru toți odată, ci se va termina pe rând pentru fiecare în măsura în care Domnul hotărăște chemarea cuiva acasă. Dar până la capăt, indiferent cum ar fi capătul, avem nevoie de putere. În sensul acesta, ar vrea să privim în Scripturi când se poate pierde puterea din viața noastră, ca să putem lua niște măsuri în a evita pierderea puterii pe care Dumnezeu ne-a oferit-o și vrea să ne-o dea, ca să biruim. Dacă s-a întâmplat să o pierdem, m-a interesat și am primit în Biblie cum putem recăpăta puterea de la Dumnezeu. Sau poate n-am pierdut-o. Și avem nevoie de o măsură proaspătă de putere. Prin ce metode ne spune Biblia că puterea de la Dumnezeu poate să ne fie dată nouă? Și haideți împreună să parcurgem în timpul acesta, plecând de la textul care a fost citit din Evanghelia lui Luca. Biblia spune la versetul 11. Acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o, Iisus a chemat-o și a zis, femeie, ești dezlegată de neputința ta. Un duc de neputință. Mai jos, Mântuitorul spunea, Satana a ținut-o legată 18 ani. Mă închipuiți o femeie gârbovă. Probabil o persoană care stătea tot timpul din cauza durerii ce o purta la mijlocul spatelui, a plecat în jos. Cu greutate s-ar fi putut uita spre înainte, oricând mersurile printre oameni stârnea probabil curiozitate, unii se puteau uita după ea, unii puteau zâmbi, alții compătimi, depinde cum sunt oamenii și ce vor ei, ce reacție vor ei să aibă. Dar persoana aceasta purta durerea ei. Am spune noi că dacă un medic o consulta, bolii ei dădeau un nume, care se găsește, care se întâmplă, să mai aibă oamenii atunci când ajung într-așa o situație. Mântuitorul vede că, de fapt, cauza era altceva. Era un duc de neputință. O acțiune a satanei care o ținea legată. A ținut-o gârbovă timp de 18 ani. Au trecut anii aceștia cu greutate și datorită îndurării Domnului s-a întâlnit femeia aceasta cu Domnul. Într-o zi predica Apostolul Petru în casa lui Corneliu și spune în fapte, în capitolul 10, știți vorba făcută despre Domnul Iisus. În urma botezului cu Duhul Sfânt. Cum Dumnezeu l-a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus de Nazaret care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe tot ce erau apăsați de diavolul. Căci Dumnezeu era cu el. Iată,
în lucrarea aceasta a sa, de face bine, a întâlnit această femeie. Domnul a ales să-i facă bine. Spre surprinderea celorlalți, binele i s-a făcut în ziua de sabat. Și oamenii au protestat. Pentru că ei știau că sabatul este o sărbătoare în care oamenii nu trebuie să facă nimic, ci doar să sărbătorească, să se închine. Domnul n-a lucrat, ci a vorbit. Puterea lui a stat în cuvintele lui. Nu s-a dus să facă o operație, o intervenție care avea de face cu o muncă fizică, călcând sabatul. Dar mâniați, fruntașul sinagogii, a spus către oameni, cum ați auzit citirea, sunt 6 zile altele decât sabatul. Veniți să vă vindecați atunci. Nu veniți acum. De ce ați venit acum? Dar Biblia spune că Domnul a ales să lucreze chiar și în ziua sabatului, pentru că el spunea, Fiul omului e Domn și al sabatului. Oamenii nu trebuie să fie legați de o zi, nici de o lege, ci legați de Dumnezeu. Iar Hristos era Dumnezeul adevărat și viața veșnică. În bunătatea Lui s-a apropiat de femeia aceasta pe care o stăpânea Duhul de neputință. Duhuri necurate sunt acțiunea unor multe stări de neputință și cuprind pe oameni și de asemenea poftele necurate în care oamenii trăiesc. Exercită asupra lor autoritate și capacitatea de a-i bloca. Iată ce spunea omul lui Dumnezeu Apostolul Petru la Epistola 1, în capitolul 1. Și el zice la versetul 14. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată, când erați în neștiință. Ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris, fiți sfinți, căci eu, zice Domnul, sunt sfânt. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele care le aveați altădată. A târât pe cineva înseamnă că o face unul care e mai puternic ca el. Era odată într-un mall, în Kitchener, și a văzut un om înalt și puternic care vorbea la telefon și avea un copil din vreo 3-4 anișori. Din ce motive copilul, nu știu, făcea multă gălăgie și se trăgea să meargă într-o direcție dorită de el. Tatăl s-a apucat de mână și se ducea înainte și nici nu-i păsta că la țipă, bate din picioare, strigă, nu știu ce acolo, făcea el exercițiile lui și modul lui de manifestare. Omul vorbea la telefon, m-am uitat după el și îl tăra pe el amic după el fără nici măcar să-i pese. Și m-am gândit atunci, uite ce înseamnă să fii un om puternic și unul fără putere. Ei bine, ne spune că poftele necurate ne târau. Ele aveau autoritatea să ne lege. Și fără că omul să poată opune, chiar că mintea lui spunea, nu-mi place să ajung din nou robul băuturii. Am avut un moment care a sunat biserica vreo 44 de ani. Înainte de a pleca la cele veșnice, a rânduit să fie altcineva acolo când era în vârstă și a terminat calea împreună cu Dumnezeu. Unchiul meu, frate cu tata, îmi spunea, când eram tânăr, am ajuns de am băut și am căzut într-un șanț. Era o rușine mare. La vremea anilor de atunci, oamenii s-au cotit gospodari în sat să fi văzut un băiat tânăr de 20 și ceva de ani trântit de alcool în șanțul drumului. Oamenii priveau cu dispreț. Și cum era la vremea aceea evlavia, o stare generală a societății, nu erau pe toate zilele și la toate șanțurile oamenii să fie atacați de băutură. Și zice el că m-am trezit, așa mi-a fost rușine de mare. Și am spus atunci în sinea mea, nu voi mai bea niciodată. Nu mă duc niciodată să mai pun mâna pe alcool, pentru că nu mai vreau să mă fac de râs. Vreau să-mi păstrez unitatea, mă vor căsători într-o zi. Va trebui și eu să merg spre o fată și o fată aceea, dacă va auzi că eu sunt unul din băieții care dorm prin șanț. Evident că se va feri de mine. Am nevoie să repar imaginea, să fiu altfel de om. Și asta spune el cu mintea lui când era treaz. Dar vine un moment când pofta de a avea acționa din nou în el. Și el spunea, nu mă duc să mă îmbăt, nu vreau să ajung în șanț. Dar pentru că mi-a șare poftă, o gură să ia. Și după ce a apucat să ia o gură, nu se oprea la o gură, ci bea un pahar și mai bea un pahar. Și spunea el, spre dușinea mea, mă trezeam din nou în șanț. Am făcut din nou hotărâri și iar spuneam în mine, mă voi corecta și nu mai ajung aici. Și n-am putut niciodată. Într-o zi s-a întâlnit cu Domnul Hristos, cel ce eliberează pe oameni de neputință. Viața lui a fost pusă în mâinile Domnului. Și spune unchiul meu către mine, citind Scriptura, am găsit scris în Evanghelia de la Ioan, capitolul 5, partea a doua, versetului 5. Și acolo Mântuitorul spune așa,
că despărțiți de mine nimic nu puteți face. Mi-am dat seama că anumite pofte mă puteau lega. Pe unii leagă cea de alcool, pe alții stăpânirea drogurilor, pe alții poftele sexuale, pe alții tot felul de stări, de răutate, din vinde, de personalitate proprie. Doresc fel de fel de afirmație și de a fi cunoscuți în oameni. Și în felul acesta, poftele, ca și dure necurate, exercită o forță străină. Cine ajunge să fie sub influența unui duh sau unui pofte, nu are puterea de a se opune. Chiar dacă el are imaginea și dorința lui de a se corecta, cineva mai mare ca el acționează asupra lui. Ca să poată fi biruitor, omul acela are absolută nevoie de ajutorul Domnului Iisus Hristos. Femeia aceasta, 18 ani, a fost robită. O neputință a ținut-o și n-a putut scăpa de aici. O fi încercat masaj, o fi încercat, știu eu, creme ce-o fi putut la vremea aceea, leacuri care oamenii le-au putut folosi de-a lungul timpului. Dar nimic nu putea ajuta. Căci acțiunea celui rău nu este fugărită cu cremă, cu medicamente și nici cu alte încercări de tip uman. Acțiunea celui rău trebuie îndepărtată de cineva care e mai tare ca el. Și cel mai tare decât diavolul și orice duh necurat e Domnul nostru Iisus Hristos. După învierea sa din morți în Matei 28, Mântuitorul spune cuvinte care ne-au rămas în minte și ne umplu de bucurie pe noi toți. Și așa zicea Mântuitorul, a mea este toată puterea în cer și pe pământ. Nu-i mai mare satana, nu-i mai mare pofta, nu-i mai mare un duh necurat, oricum s-ar chema el, nu-i mai mare o legătură demonică. Și Domnul spune, sunt autoritatea numărul 1 a Universului, în cer și pe pământ, a mea e toată puterea. Am bucuria să vorbesc despre Domn Hristos, cel mai tare în Univers. Am bucuria să spun că și pe mine m-a salvat. Eram tânăr când am primit pe Domnul în jurul vârstei de 14 ani, măcar că eram din familie de pocăiți și primul copil născut în familie, după ce părinții mei s-au întors la Domnul. A fost nevoie pentru mine să-mi pun viața în mâna Domnului să-L accept ca Mântuitor. Și-i mulțumesc și n-am sunt niciodată. Seara când am vorbit inimii mele și l-am înțeles și am priceput că eu am nevoie de ajutorul celui cel mai important ca toți. Și de atunci călătoresc prin viață. M-am trebășit de 58 de ani și am bucuria să spun Domnul merită cinstit. Cu adevărat bucurie are omul ce alege să slujească lui Dumnezeu. Psalmul 34 spune în versetul 5, când îți întorci privirile spre Dumnezeu, te luminezi de bucurie și fața nu se umple de rușine. Pentru că lângă Dumnezeu e bine. Și când ți-i bine viața și îți merg lucrurile cum ți le-ai dorit, și când treci prin încercări și greutăți și ești îngăduit să treci prin ele, printr-o suferință a ta sau a familiei sau careva din copii, orice se poate întâmpla. Dar nu uitați, lângă Domnul există biruința. Tot ce primim din mâna Lui e justificat în ochii Săi și e bine pentru noi. Pavel ajunge la această înțelegere și zice la Romani 8:28. De altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Toate lucrează împreună pentru noi. Și suferința, și durerea, și necazul, și pierderea, și greutatea. Atunci când suntem ai Lui și ne așezăm în mâna Lui. Iată, primul lucru prin care oamenii pot pierde puterea sau rămân lipsiți de putere, atunci când acțiunea duhurilor necurate e asupra lor, sau poftele necurate într-un fel acționează în viața lor. O a doua posibilitate este așa numită lipsă de maturitate spirituală. Spunea fratele de la ora de rugăciune, fratele Sandu, că este o situație pe care o constatăm și uneori nu-i plăcut, dar este o realitate pe care o știm. De 20 de ani suntem aceiași și n-am crescut, spunea fratele, în maturitatea spirituală. Poate nu se întâmplă la toți, nu știu eu și n-am niciun aparat pe care se verific creșterea în maturitate a vreunui membru din adunarea de la noi, nici de la dumneavoastră. Dar Domnul ne cheamă să trăim lângă El în așa fel, să nu rămânem foarte multe vreme la stadiul pruncii. E normal să încep viața ca și copil. Oricare din noi ne-am născut în lumea asta ca și copil. Suntem astăzi la o anumită înălțime, o anumită statură, o anumită greutate, avem o anumită experiență a vieții, am învățat, ne-am pregătit pentru ceva, ne raportăm la viață în felul în care reușim să supraviețuim în ea, dar am ajuns aici plecând de la stadiul de prunc.
Ne-a născut de o greutate de 2, 3, 4 kg cât a avut fiecare la naștere. Și așa am evoluat în timp. Spiritual, oricine începe viața lui spirituală, începe ca și prunc nou, născut în Hristos. Dar cum fiecare părinte, am mai spus-o aici în alte împrejurări, își dorește copilul să-l vadă crescând și bucurându-se de creșterea lui, Tatăl nostru Ceresc, Mântuitorul nostru și Cel ce ne-a născut spiritual prin puterea Scripturilor și a Duhului Său cel Sfânt, dorește ca noi să creștem, să nu rămânem pentru foarte multă vreme la un stadiu al prunciei. Am găsit în Biblie o situație care este la Cartea Evrei, capitolul 5, văzută de Apostolul Pavel la vremea aceea anormală. Și iată ce spunea versetul 12. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire. Căci este un prunc, dar hrana tare este pentru oamenii mari. Pentru aceia căror judecată s-a neprins prin întrebuințare să deosebească binele și rău. Voi care de mult trebuia să fiți învățători. Eu am spus asta și repet, ca un om să ajungă învățător, cum era sistemul de învățământ din România, trebuia să termine primele 8 clase. Mergea la un liceu pedagogic 4 ani sau 5 ani și mai nou mai absolvește un calici. Deci în bătrân undeva 14-15 ani omul și devine după anii aceștia capabil să predea la o clasă. Sau dacă vrea să devine profesor pentru o anumită disciplină școlară, el face studiu universitar. Deci după ani buni de muncă, ajunge în măsură să predea cunoștințele însușite de el altora care vin din urmă, generațiilor de prunci care cresc și care trebuie să pregătite și ele pentru viață. Ei bine, dacă te-ai uitat la un om care trecut prin atâția ani de școală și l-ai întrebat o întrebare simplă, mă, cât fac 2 și cu 2? Când ți-ar spune, ok, cum este undeva cercul așa un mic video cu un copilaș de prin China, să dea nedumerit la tablă și avea scris 2 plus 1, egal. Și el nu știa, micuț, grăsuț, așa de simpatic, se uită în sală și arată unul cu degetele că fac 3. Și el dă din cap și scrie egal, ok. Și atât o știu de-l să spună. Acum, dacă te-ai uitat așa un copil, ți-e drag din naivitatea lui. Dar să vezi pe un om care a terminat un calici, care are câțiva ani de școală, și îl întrebe același lucru și îl spune, ok, așa nu-i normal, ori bolnav, ori ce cu el? E ceva care nu seamănă pentru vârsta lui și pentru anii că trecuți în școală. Te aștepta ca omul acesta să aibă altfel de a se raporta. Uite de că Pavel spune aici, voi trebuia să fiți învățători. La anii de când v-ați pocăit, de când veniți pe calea Domnului, de când ascultați predica, de când citiți Scriptura, de când mergeți la rugăciune, de când Dumnezeu v-a ajutat să vă împărtășiți, să fiți consiliați spiritual și îmbărbătați prin Scriptură și studiul ei, ar fi trebuit să fiți capabili de a transmite altora cuvântul Domnului. Dar când mă uit la voi, văd oameni prunci. Voi nu puteți să vă hrăniți decât cu lapte. Lapte e un aliment bun, dar copiii mici numai lapte pot mânca. Cei mai mari mâncă și alte alimente. Oamenii maturi mâncă hrana tare, zice aici. S-au deprins să folosească hrana tare. Ei bine, copiii, nu numai că sunt copii și nu se pot alimenta cu hrană tare, dar este un pericol la ei. Pavel vorbea în cartea Efeseni, copiii pot fi purtați de vânturi de învățătură, înșelați de alții, pentru că nu stăpânesc valorile. Zicea un frate frumos într-un exemplu odată, dacă unui copil care se joacă cu $100, vine cineva și oferă o păpușă, și aia chinuită, poate fără o mână sau un picior, handicapată cum ea, și zice, ce trebuie ție hârtia aia? Dă mie păpușica asta, face schimbul cu ușurință. Că așa cum ia păpușa fără picior, e mai atractivă decât o hârtie. Nu știe că din valoarea acelei $100, el ar putea cumpăra mai multe păpuși frumoase și ar fi întregi. Dar pentru că nu poate face valoarea, schimbă cu ce pare atractiv lucruri de valoare. Și oamenii care nu cresc în maturitatea spirituală, într-o zi pot fi înșelați. Cineva, într-un mod cușinetric, poate veni asupra lor cu fel de fel de învățături greșite și schimbă valorile divine pe lucruri de nimic, dar care aparent par importante. Pe mai mult, copiii nu pot fi utili în munca fizică.
fizică, pentru că măcar că au dorința să depună efort, nu au și capacitatea, nu au și puterea. Mă uit la Ștefan acum, că e ultimul nostru băiat și a crescut. Dar în urmă cu mai mulți ani, pe când locuia la Botoșani, am făcut o renovare a casei. Avea pianții mai mari, pe care îi așteptam să mă ajute. Să aducă materiale de afară de un fel, de altul. Și cum îi lăsam, fiecare își găsea să se ascundă pe aici, pe acolo, pe undeva. Numai Ștefan era binevoitor să mă ajute. Tata, eu te ajut. Avea vreo trei ani. Măi, mă mi-ai ajutat, dar mai mult mă încurci pe aici, că mi-ai sculele și le încălcești pe aici și în loc să mă ajut să mă încurci, poate mai pot lovi printre câte scânduri și cuie să mai găsesc pe aici. Ia-mă tine mai mare, că tu nu poți face asta. Nu putea pune un stat de ciment. Aici are vreo 25 de kilograme, de acolo aveam vreo 50. Să duc pe Ștefan. Păi, dar acum pot să-i pun doar. Pentru că o crescut, nu? Nu mai e ca la 3 ani. Acum arată altfel. Ei, Domnul dorește din punct de vedere spiritual să nu mai fie niște prunci cu aceeași stare de vinovăție și de mofturi care le-au copiii și pe care nu știi cum să-i convingi să mânce ceva. Era un frate la mine odată, director în comerț. Omul acela, în perioada când era criză peste tot, cu alimentele, el dispunea de toate cele câte voia. Și cu inima mare a ajutat multe familii și pe mine de multe ori mă suna la telefon și spunea: du-te la alimentarea cu tare că ți-a lăsat 10 pachete de unt. Acum e o glumă, 10 pachete de unt. Le iei de la orice magazin alimentar. Atunci era o marfă de război, cum se spunea. Rar o găseai. Du-te că ți-a lăsat o cutie de Nes undeva. Rar găseai o cutie de Nes. Beam de trezor, nu? Care vrea să bea o cafea. Care nu bea nici pe aia. Era o glumă pe România. Mă iertați să vă spun asta. Zicea unul: vrei o cafea mai tare? Iei un bob de ață, de un bob de cafea, legi cu un fir de ață și îl îmbânzi prin apa fierbinte 15 minute. Și ai o cafea. Vrei cafea mai tare, pui două fire de ață. Că bobul de cafea era nou. Așa era glumele ale vremii de atunci. Acum par lucruri simple. El zicea: du-te că ți-a lăsat acolo un borcan de nez. Du-te că acolo ți-a lăsat un pește. Le plăteam, bineînțeles, să nu le luam pe degeaba, nu ne da nimeni. Dar era o mare favoare că el ne ajuta și nu numai pe mine, foarte multe familii care aveau copii. Într-o zi vine omul ăsta la mine și avea sub braț o pâine de 3 lei cum era la vreme ce aia între tintă și cu mac. Cea de-a doua noastră fetiță avea un etat la vreo 3 anișori, se uită la el și pofticioasă din fire, probabil era a mea, n-avea cum să fie altfel, se uită către fratele Pavel și zice către el: nenea, dă-mi o bucățică de pâine. Îl văd că începe să răgrămeze. E pâinea întreagă, dă la fetiță, o strânge în brață, o sărută. Măi, Cornel, măi, tu nu știi ce binecuvântare ai, mă. Să-ți ceară copilul din mâncare? Păi este un mare har. Eu am numai trei. Și mâncarea mai mult decât îmi trebuie, dar nu mănânc. Și ca să mănânce, mă încarc de minciuri. Îi zic la băiețel Mișu, cum e undeva prin Texas, e mare și el lucrează pe acolo, dus de câțiva ani. Mișule, mai iau o gură de mâncare. Dar îmi cumperi, tată, căruță cu cai? La etajul 4 la bloc, când mai tipuie, zi de bea căruță cu cai. Îți cumpără, tată, mai ia o gură. Și mai ia o gură și se mai împărtea. Dar îmi cumperi și un elicopter? Și elicopter îți cumpără, tată, nu mai mănâncă. Și spun o mie și una de miciuri, îmi pare rău să spun asta. Dar e nu mănâncă. Uite, sunt așa cum sunt. Mofturoși, sensibili, cum sunt copiii. Ei bine, toți vrem să depășească starea asta. Încerc să-l hrănești într-un fel în alt. Aveam un băiețel la fetele noastre mai mari din Franța, așa de cingaș. Pentru noi n-a fost niciodată probleme cu copiii. Preșteau și ce punea soția pe masă, toată lumea venea și mânca. Nu era niciun moc, eu vreau aia, că nu vreau aia. Și au crescut toți, ne-am bucurat. Au venit nepoți, l-am ținut pentru câteva luni, zicea soția, mi-e frică și rușine să-i dau mai slab cum l-am luat. Nu vrea să mănânci. Și ce se fac? Îi plăcea un cântec pe telefon. Îi desfăceam telefonul, îi puneam un cânticel, mai ia o lingură, David, mai fă ceva. Și l-am chinuit, băi, așa. M-am uitat, zic, băi, a făcut o legătură mai târziu. Cam așa e biserica din Chișinău, să nu zic, la Montreal, față de cum era biserica de la Botoșani. La Botoșani ce pune ceva și mânca, la Chișinău sensibilitate, nu-i super. Acum ne-am obișnuit, că-s 12 ani, trecut. Mă iubesc frață și pe mine și iubesc și eu pe ei și ne-am trecut de fazele astea, dar mi se părea gingășteata de tip vest. Ai grijă ce spui, ai grijă cum plângești, ai grijă cum te prezint, ai grijă, dacă erau perfecți cei ce veneau în sală și așteptau în fața lor cel mai bun predicator al planetei. Dar de unde? Suntem noi, cei care Dumnezeu ne-a lăsat să ne întâlnim la părtășie și în măsura în care ne ajută Domnul, cântăm, ne rugăm sau îndemnăm pe cineva. Dar așa și spiritual. Aceste stări de cingășie trebuie să dispară. Dacă nu dispar, oamenii sunt fără putere.
Ei vor să facă lucruri mari, dar când apuci să prinzi de o greutate, cine să o ridice? Copilul care are puterea de la 3 ani, de la 4 ani, poate ridica asemenea celui de la 17, 18 ani? Evident că nu. Lipsa de putere vine și prin lipsa spiritualității sau a creșterii în maturitatea spirituală. Cum vă doriți ca părinți să vă vedeți copiii mari, Tatăl nostru din cer are dorința asta să ne vadă. Mântuitorul zicea în Ioan capitolul 10, am venit ca oile mele să aibă viață, dar să o aibă din belșug. Așa ar vrea Dumnezeu, să trăim plin de viață, de sănătate spirituală, să ne bucurăm de El, să nu fim, știu, cu mâini uscate, neputincioși de a face a Lui lucrare, să nu fim cu picioarele, știu eu, îmbolnăvite și fără de a fi gata să lucrăm ceva pentru El. Spune Biblia, ce frumoasă sunt picioarele celor ce vestesc pacea, celor ce vestesc Evanghelia, sunt frumoase pe munți. Ori dacă cineva e bolnav și nu poate merge, nu poate să facă o lucrare pe care Dumnezeu o cere. De aceea e nevoie să ieșim din starea aceasta ca să putem căpăta putere. În al treilea rând, ar vrea să vă spun că este mai grav. Păcatul personal care poate cuprinde un om care are deja o relație cu Dumnezeu. Nu vorbesc de cel din lume legat de un duc de neputință sau de niște pofte. Că Petru spunea, nu vă lăsați în poftele care le aveați altă dată. Să nu fiți târzi de ele. El s-ar putea întoarce, avea să le cuprindă și din nefericire se poate întâmpla viața unui om să intre un păcat și să fie un om de care Domnul să se fi folosit. Am două exemple din Biblie pe care vreau să mi le aduc în fața dumneavoastră în această zi. Unul se găsește în cartea Judecători, unde ni se prezintă Biblia, unde prezintă Biblia cel mai puternic din punct de vedere fizic om ce a trăit pe planetă. Sigur, toți care citesc Scripturi, vă gândiți pe vorba de Samson. Samson, omul căruia a dat Dumnezeu autoritatea de a fi judecător în Israel și o putere cu care a speriat pe filisteni. Toți se temeau de Samson. Toți ar fi vrut să știe de unde vine puterea lui cea mare, cum putem lupta cu acest om. El a făcut două grămezi de oameni omorându-i cu o falcă de măgar. Și au câte alte vitejii a avut el la vremea lui. Dar Scriptura îi spune că Samson, la un moment dat, a făcut niște lucruri urâte, acceptând păcatul. Iată ce spune versetul 1 din capitolul 16. Samson a plecat la Gaza. Acolo a văzut o curvă și a intrat la ea. După ce a ajuns păcătos în apă acesta, femeia aceea l-a convins la provocarea autorităților din cetate, domnii filistenilor sau domnitorii filistenilor, au cerut ei, află cum știi tu de la acest om, de unde vine puterea lui cea mare. Zice bine la versetul 16, fiindcă ea îl necăjea și îl chinuia în fiecare zi cu stăruința ei, sufletul i s-a umplut de o liniște de moarte. Și a deschis toată inima față de ea și a zis, briciul n-a trecut peste capul meu, pentru că sunt la Domnului din pântecele mamei mele. Era un avertisment în acea neliniște, în insistența ei de a afla secretul puterii. Până atunci, câteva rânduri, n-a spus o realitate. I-a făcut probă cu ce i s-a spus. Și Samson a avut putere. Dar acum, neliniștea asta, măcar că e un avertisment pentru el, trece peste ea. Să știți dumneavoastră că atunci când un om trăiește cu Dumnezeu, și apare un moment când poate fi ispitit spre păcat. Apare în sufletul lui ca un fel de avertizare. Nu-i bine. Ai greșit, nu-i în ordine. David face dată numărătoarea pe poporul și încearcă Ioab să-i spună, de ce vrei să faci numărătoarea? Lasă că atâția cât suntem, Dumnezeu să înmulțească poporul lui. El insistă. Îți spune Biblia că a terminat numărătoarea. Cum a terminat numărătoarea, inima a început să-i bată cu putere. A înțeles din sentimentele lăutrici, din semnalmetele ce le are, că a făcut o greșeală. Și vine prorocul la el, gata, și spune, ai păcătuit, acum alege trei pedepse, aia, aia sau aia, va trebui să fii pedepsit. Deci, Samson simte ceva că nu-i în ordine și n-are puterea să se oprească. Pentru că deja păcatele lui erau considerabile. Evreu avea dreptul să se căsătorească ca orice om, cu o fată din poporul lui. Alesiese deja o filisteancă mai înainte. S-a întâmplat că femeia aceea a fost dată altcuiva. L-a înșelat socrii lui în ce privește căsătoria. Tot pe teritoriul lor ajunge acum nu la o fată normală,
să se recăsătorească, ci ajunge la o curvă. Deci în cazul acesta a adâncit căderea și păcatul. Îi spusese părinții lui, dar nu sunt de fetele poporului nostru, fete cu care să te poți căsători. Trebuie să vezi la filistencile astea care n-au un Dumnezeu ca noi și el a plecat de la acel împins sentiment lăuntric. Iar eu că-mi place. Deci n-a contat ce Dumnezeu are, n-a contat că nu-i din garda lui Dumnezeu și din grupul celor mântuiți, a contat plăcerea pentru el. A contat plăcerea sentimentală, iată aici, combinând-o cu plăcerea păcătoasă a păcatului curviei. Și a mers din nou mai jos în ce privește despărțirea de Dumnezeu. A dat secretul. Spune Biblia că femeia aceea l-a dormit și a chemat un om care era 67 șubițe de pe capul lui. A început astfel să-l slăbească. El și-a pierdut puterea. Iată că oamenii când păcătuiesc în mod personal, pierd puterea. Dacă Samson a pierdut-o pentru că era unul din cei mai mari oameni, așa în ce privea, spuneam, dotarea puterii fizice, avem un om spiritual ca un model în Scripturi, regele David, despre care vorbește Domnul mai târziu după pocăința sa, în Cartea Faptele Apostolului, capitolul 13. Am găsit pe David, fiul este om după inima mea. Va împlini toate voile mele. Așa spune Biblia în capitolul 13 din Cartea Faptele Apostolilor. La un moment dat David s-a lăsat atras într-o formă de păcat. Biblia zice în Cartea Împărați, capitolul 15, versetul 5, n-a păcătuit, nu s-a bătut nici la dreapta, nici la stânga, afară de întâmplarea cu Urie de Chicon. O întâmplare care nu s-a mai repetat, pe care n-a gestionat-o cum trebuie. A căzut într-un stare de accident și a plâns cumplit. Ce s-a întâmplat în viața unui om? Și a scris psalm și care s-a încheiat lui Dumnezeu ziua și noaptea? Care se ruga Domnului și vorbea Dumnezeu cum să meargă la luptă, cum să se oprească? Omul acesta declară la psalmul 38 și spune așa în versetul 3. N-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea din pricina mâniei tale. Nu mai este nicio vlagă, adică nicio putere în oasele mele, în urma păcatului meu. Fără de legile mele se ridică deasupra capului meu, ca o povară grea. Sunt prea grele pentru mine, rănile mele miroase greu, sunt pline de coptură, în urma nebuniei mele. Sunt gârbovit peste măsură de istomit, toată zâmblu plin de întristare. Către durerea zătoare, mistuie măruntaie, n-a rămas nimic sănătos în carnea mea. Sunt fără putere, zdrobit cu nesăvârșire. Turburarea inimii mele mă face să gem. Iată declarația lui. La ce dezastru ajunge omul care a stat lângă Dumnezeu. Când păcatul este intrat în viața lui și chiar accidental îl săvârșește. Îți dă seama de această stare groaznică, se spune mai jos la versetul 17, că sunt aproape să cad și durerea mea este totdeauna înaintea mea. Îmi mărturisesc fără de legea, mă doare de păcatul meu. A găsit o soluție, a văzut în ce stare a ajuns. Mă doare din păcatul meu, mă doare starea aceasta. Nu e la normal, nu-i plăcută. Atunci aleg calea să mărturisesc fără de legea. Și Scriptura spune la Proverbe 28:13, cine își mărturisește fără de legile și se lasă de ele, capătă îndurare de la Dumnezeu. David a recăpătat grația Domnului și a primit cuvântul iertării din profetul Natan. Domnul îți iartă păcatul. În urma căinței, pocăinței și acceptării, pedepse pe care el știe că trebuie să o primească. A făcut o judecată la rece. Omul ce-a luat oaia acelui om singur, să dea înapoi 4.000. Și-a plătit cu moartea 4 copii dragi. Și-a plătit cu fuga din fața fiului său Absalom. Și cu necinstirea nevestelor și țitoarelor în fața soarelui. Dumnezeu îi spusese prin profet. Ai făcut pe ascuns păcatul ăsta. Domnul v-a îngăduit pe față să fie necinstită familia ta. Și-a plătit cumplit și-a acceptat asta. Pentru că a știut că a făcut o greșeală enormă. Mă doare de starea mea. Am să spun tuturor tinerilor și nu numai lor, frați iubiți, Domnul ne-a chemat și ne-a salvat, scoțându-ne din legăturile demonice, din sub puterea celui rău și a poftelor străine și ne-a zis prin cuvântul lui, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Dumnezeu să ne ajute să nu ne întoarcem la nimic din ce e păcătos.
că păcatul face din cei mai tari oameni ființe chinuite și nenorocite. Iată doi bărbați din Biblie pe care păcatul personal i-a distrus. Unul dintre frații care i-am avut ca învățător în copilăria, în tinerețea mea, a fost un păstor din Vicovul de Sus, fratele Vasile Chelba. Poate unii din frații mai bătrâni l-au fi știut, un om ce a slujit biserica ca păstor și a slujit la 82 de ani, în păcat cu Domnul, plecat la cele veșnice. Acolo a primit lui, a predicat acolo. Și omul acela era unul din cei pe care l-am întâlnit, l-am invitat la multe studii biblice. Eram deja căsătorit și păstorul bisericii când cu drag ne strângeam în jurul lui și trăs pe dimineață. Puneam întrebări din Biblie și omul acela, cu drag din experiența vieții și cunoștința Scripturii, ne-a împărtășit multor tine. Zicea el că a fost printre primii români ce au vizitat Rusia în anii de demult. Era, zic omul de sus, comună de graniță. Chiar pe acolo trece granița și ei aveau un regim de trecere a frontierii mai ușor. Și cu o invitație care o puteau primi de acolo, făceau câte o vizită. Mergeau pe jos până în primul stat. De acolo frații luau cu mașina și îi purtau în alte sate de români din nordul Bucovinei, unde se vorbea la adunări românești. În 1986 am făcut și eu prima vizită și am întâlnit peste 2000 de români în satele de acolo și adunări românești, foarte multe la număr, pe care le-am vizitat. Fratele zicea în povestirile sale către noi că a existat un păstor în Rusia, un om deosebit, pe care Dumnezeu l-a folosit cu mare putere. Dar la un moment dat, rușii n-au putut să-i închidă gura, l-au amenințat în fel și fel de forme, pentru că era primejdios în gândirea lor de atunci să predice Evanghelia între oameni ca oamenii să creadă. Comunismul era animat de spiritul ateismului și erau împotriva Scripturii și a gândirii în Dumnezeu. La vremea aceea, printre multe lucruri pe care o bătrânică le avea, când a trecut peste graniță, a avut Biblia personală cu ea. I-au găsit-o babișul și au zis, ce faci bătușă cu asta? Păi, dragul meu, ce să fac? Citesc! Asta e Sfânta Carte, e Biblia! Da, da, e Biblia, dar meta n-ai voi! Cum n-am voi? Doar nu e o bombă, spune bătrâna. Mătușă, strigă mamișul ea, e mai rea ca o bombă. O bombă cade într-un loc, explodează și omoară câțiva oameni. Asta, cartea asta, o otrăvit lumea toată. Așa priveau ei că Biblia și credința în Dumnezeu o otrăvesc lumea. Ei, pe omul acela care slujea cu Evanghelia, nu-l vedeau bine, și când n-au putut să-l îngenuncheze prin frică, prin teroare, l-au închis chipurile undeva într-un beci al poliției, într-un basement, pentru o vreme. Dar în aceeași celulă, contrar normelor care sunt întâlnite la orice fel de pușcărie, a închis și o femeie chipurile, o infractoare. Care nu era o infractoare, ci era pe mâna securității, cineva care lucra cu ei. Au stat mai multe zile împreună în aceeași celulă. Femeia l-a tras de limbă, de ce e acolo, ce s-a întâmplat cu el. Au vorbit și din vorbă în vorbă și din vorbă în vorbă. S-au apropiat mai mult decât trebuia și inevitabil a apărut. Omul acela a avut o relație păcătoasă cu ea. Nu i-au mai spus nimic. L-au chemat a doua zi după ce a raportat ce se întâmplase și a zis, ești liber, du-te și predică Evanghelia. A ieșit omul din pușcărie, a venit acasă și n-a rămas din el decât o etapă. N-a mai avut cine predica. Pentru că în momentul când păcatul a intrat în viața unui om, l-a dezbrăcat de toată puterea care Dumnezeu era. Și știa și dracu metoda asta. Că dacă l-ajut să ajungă acolo și îl găsești să-l păcălești, să-l tragi acolo, nu pe aia lasă să urle cât o vrea. Nu mai este Dumnezeu cu el. Samson nu știa că Domnul părăsise. Ce a zis el? Când s-a auzit strigătul. Filistenii sunt asupra ta. Zice, mă voi scula și voi face ca mai înainte. N-am mai făcut ca mai înainte. Anul ăsta am avut și eu ocazia împreună cu soția să vizităm Israelul și am fost chiar în Ashkelon cazați. Acolo vă locul nostru de Paștină. Ne-am dus să vedem Parcul Național al lui Samson. Încă acolo mai sunt niște bucăți de stâlpi, ruine, care se spune că au fost atunci la vremea cu filistenii pe care Samson le-a ruinat. Nu știu câte sunt reale, câte sunt, dar sunt acolo niște pietre. Ce vreau să spun această istorie biblică, această realitate. A murit strivit sub dărâmături, pentru că filistenii l-au prins fără puteri și au scos și ochii. L-au pus la mulți grele, la râșniță și la câte altele. Și-a fost o răzbunare la moartea lui când a început să-i crească părul, cum știți bine că relatează Scriptura, și a zis, Doamne, să mor împreună cu vrăjmașii mei. Iată, atunci când păcatul intervine, omul își pierde puterea. E a treia formă prin care își pierde, Doamne, puterea. Să citim o a patra. Se găsește în cartea profetului Osea.
Iată ce spune în capitolul 7, la versetele 8 și 9. Efraim se amestecă pentru popoare. Efraim este o turtă care n-a fost întoarsă. Niște străini ei mănâncă puterea și el nu-și dă seama. Îl apucă bătrânețea și nu-și dă seama. Efraim era unul din copiii lui Iosif. Când a ajuns Iacob în Egipt, a întrebat pe fiul său, pe Iosif, cine sunt aceștia? Avea doi fii, Manase, cel din tâi, Efraim al doilea. Sunt copiii pe care mi-a dat Domnul aici. Și i-a binecuvântat, spune Biblia. Dar bine binecuvântat sunt călăuzirea ce o avea bătrânul Iacov, măcar că-i slăbise puterile și vederile, încrucișează mâinile și dreapta o pune pe capul lui Efraim și stânga pe capul lui Manase. Iosif intervine, spune Scriptura, spune Tată, Manase e cel din tâi născut, pune-ți mâna dreapta peste el, stânga pe Efraim. La care Iacov spune, nu fiule, așa să fie, cum spun eu, căci copilul Efraim se vor binecuvânta unii pe alții și vor zice, Domnul să te binecuvânteze ca pe Efraim și Manase, punându-l pe Efraim înainte. A fi întâiul născut, cu valoarea aceasta era un favor mare în Israel. Când împărțea tata moștenirea, primul născut avea dreptul la vreo jumătate din moștenire și ce rămânea să purta la ceilalți. Apoi când bătrânul tată muria, patriarhul familiei, cel care devenea cel mai important în tribului lor, era întâiul născut. Ei bine, omul acesta devine al doilea născut, primul, prin binecuvântare pe care i-o spune. Dar spune Biblia aici, Efraim și seminția lui care se atrasă în el, își pierde puterea, s-a amestecat printre străini. Străinii mănâncă puterea și nu-și dă seama. M-am gândit la noi, cei ce locuim la ora actuală, într-o țară precum este Canada. O țară care nu are canadieni originari decât First Nation, zic oamenii, nu? Și inuiții, care ar fi originari, nu știm noi exact, și ei veniți cândva în anii din foarte multă vreme, din altă parte aici. Dar tot ceilalți din Europa și apoi din Asia, cum în ultima vreme se vorbește că emigrarea mai puternică e din Asia decât din Europa, au ajuns oameni aici. Suntem un conglomerat de națiuni care viețuim împreună. Pe aceeași stradă, oameni din mai multe țări, ne salutăm, dar relații foarte apropiate nu prea putem avea, că suntem diferiți. Eram la școală de limba engleză, acum în anii de când sunt aici, și la o sărbătoare ce am avut acolo, am fost elev din 43 de țări. Și ne-am strâns fiecare să avem și noi o stare de vorbă, reprezentând la o masă, la un stand, ceva ce definea țara noastră. Iată, într-o lume ca asta, putem să ne păstrăm demnitatea și puterea, învățătura ce am primit-o ca și credincioși români, și spun eu cu toată curăția inimii, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru frații din dinaintea noastră care au primit pocăința și ne-au transmis-o prin învățătură și o practică bună și curată. Am ajuns aici la 47 de ani și după câțiva ani, cum știți bine, familia mea m-a urmat când am primit aprobare. Nu vreau să pierd valori ce mi le-a dat Dumnezeu și cu care am trăit o vreme, amestecându-ne cu ușurință cu alții, ce poate au înțeles diferit pe Domnul. Nu-i treaba mea să judec celelalte națiuni. Dar vreau să vă spun, se întâmplă asta cum toate țările unei românii sunt plecați. Se pot cu ușurință despărți frați dintre noi. Și când îi aud, nu fac referință la cineva, vorbesc în modul general. Mă duc la americani, mă duc la englezi, mă duc la francezi, mă duc la cutar. Eu personal am văzut cei mai mulți din oamenii care au plecat. N-au plecat pentru a fi mai spirituali, dar pentru a fi mai firești, au fost cu siguranță. Unora că nu li s-au permis purtare de podoabe în biserica română. Altora că nu li s-au rezolvat o problemă după moftul lor. Că au trăit alții cum au vrut și ei au văzut motive la ceilalți. Că nu e așa strictețe ca la români. De unde atâta, știu eu, pocăință românească și tradiție adusă de nu știu unii din România să ne se implementeze la noi. Fute la ceilalți, fute la ceilalți, fute la ceilalți. Treaba lor cu ceilalți. Cum vor trăi, nu-i treaba mea. Poate nu-s toți la fel și nu vreau să judec pe toți, că sunt la fel. Însă știu un lucru. Dumnezeu ne-a chemat să păstrăm ce am primit. În Apocalipsă spune, păstrează ce ai și nimeni să nu-ți ia cununa. Dumnezeu să ne ajute să ținem la învățăturile curate din Scripturi, la învățătura neprihănirii și a vieții. Dați-mi voi să vă spun, poate v-am mai spus cândva, nu mai țin minte, undeva într-o țară europeană, unde ești una din fetele noastre. A venit acolo un păstor al țării acelia.
Și a vorbit pentru frați în limba franceză. În Franța, înseamnă că era, nu? Dar mai pot vorbi și biergenii, nu? Mai pot vorbi și chebecoșii. În fine, în Franța. Și omul acela a venit acolo și a povestit o minune din viața bisericii lor. O soră pe care Domnul a vindecat. Cineva traducea. Nu toți românii veniți la muncă în Paris și iau la vremea aceea foarte bine limba franceză și era nevoie de traducere. Și în momentul când traduce, asta spune, sora mi-a scris o scrisoare, zice păstorul, nu era de acolo, din loc, vizita biserica de acolo. Și zice, Domnul a rugat pentru mine, frate, pastor extraordinar. În primul rând, Dumnezeu m-a vindecat. Amin, slavă Domnului. Te bucur să auzi o minune. Al doilea lucru, sunt gravid. Băi, când auzi treaba asta și asta, poate că o dorință cineva să aibă copii, nu a avut sau nu a putut să aibă, deodată auzi că o femeie va avea un copil. Al treilea, mă mărit. Și când am tradus asta, o rămas blocat. Cum să spui asta? Îți gravide și mă mărit. Păi toți românii știu, și ortodoxi și pocăiți, că întâi te măriți și apoi rămâi gravidă, nu? Nu asta e regula unei familii. Nu ești întâi cu prunci după tine, după aceea mireasă și îmbrăcată la fel de curat și la fel de pretenții, la nunta mea a căzut o stea. N-a mai fost la alta ce a fost la mine. Sunt fel de fel de concepte de asta. Și fratele s-au oprit aducătorul. De asta spune, fraților, dar vă spun adevărul. Așa s-a întâmplat și întărește. Uite, așa mi-a zis soara. E, pentru ei problema asta nu-i mare. Ca să trăiască doi tineri înainte, a spus odată către noi un misionar venit din Iugoslavia. Aveți probleme voi în România. De ce? Păi nu lăsați pe tine să stea împreună 5-6 luni să se vadă se potrivesc și apoi să se însoare. Voi nu le permiteți asta. De-aia aveți voi divorțuri. Era o prostie. O imagine care n-are loc în Scripturi. Morala din Scripturi și învățătura curată prezintă mirele un băiat curat și mireasa o fată curată. Și ei vor fi căsătoriți înaintea Domnului și abia în urma căsătoriei li se va spune sunt soț, soție, de aici încolo pot avea copii. Și Dumnezeu îi poate binecuvânta într-un trai curat, dacă vor ei. Dar pentru multe din națiuni, asta nu e o problemă. Și mă uit acum la copii care trăiesc aici, în Canada, și care sunt influențați de politica ce o învață în școli și de societatea care are viesul ei. Stai, frate, dar ce așa mare gât faci cu asta? Dar ce așa o problemă? Că eu am lăsat-o pe fata aia însărcinată. Dar eu, Domnule, e nevasta mea. De mult am știu că e nevasta mea. Păi, pentru ea așa de simplu. Tu ești un vinovat, că îi spui lui cum scrie Biblia. Dar cum de-ai aflat asta? Ești un păcătos. Pe mine să mă cunui, la mine să faci, nu? Rămână nunta fără un safir. Că trebuie bani, nu? Și trebuie să fac și logoda plină. Model pe la noi aici, cu două nunți. Dacă te duci la unul la logodă și dacă te duci la nuntă, îți plătești de două ori, că n-ai încotro. Este niște moduri de a aduna banii. Și oamenii vor, indiferent cât ești de păcătos și de puricos, Dumnezeu să mă ierte, și cu păcate după ei, dar să fie nuntă cum n-a fost la nimeni și bani cum nu s-a mai strâns. Asta e mintea oamenilor. De unde vin astea din Scriptură? Din cultura creștină românească? Nu. S-a amestecat Efraim cu oamenii și când s-a amestecat cu oamenii, cu străinii, i-au luat putere. Dacă cineva vrea să trăiască în pocăință curată, îți spun cu siguranță, ăla va fi un om care va iubi biserica română, se va ruga pentru ea și sănătatea ei spirituală. Când se întâmplă în casa lui un accident, el știe că pocăința nu vine prin a-ți acoperi murdăria, ci prin a te mărturisi și a accepta pe viața bisericii, că ce leagă biserica, recunoaște cerul. Și ce dezleagă biserica, recunoaște cerul. Și omul cu minte va trăi cum trebuie. Și închei să vă spun partea aceasta întâia. Este o problemă greșită care lasă fără de putere biserica atitudinea de la cina Domnului. Atitudine care are o singură variantă oficială, reală și bună și două variante improvizate și rele. Una din variante întâlnită. Nu mă împărtășesc. Scriptura spune, fiecare să se cerceteze pe sine și așa să mănânce. Cei mai mulți oameni care socotesc că nu-s vrednici, se cercetează, bine fac. Constată că ei sunt cu probleme, dar nu rezolvă problema și problema cred că o rezolvă pe faptul stau jos și nu mă împărtășesc. A spus Mântuitorul și cuvintele nu mi-aparțin mie, le voi citi de la Ioan, capitolul 6, versetul 53. Iisus a zis, adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului, dacă nu beți sângele Lui, nu aveți viață în voi înșivă. Se poate întâmpla să fie o duminică când accidental ceva te-a răpus
Și poate că te căiești, te mărturisești și simți că e mai bine și respectos data asta să nu faci o greșeală împărtășindu-te. Da, să nu-i și duminica viitoare și nu-i 6 luni și nu-i un an. V-am spus odată că am întâlnit un om care se lăuda cu păcătoșul ăsta de la numai împărtășul de 14 ani. Așa îi se părea că el e neprihănit. Când nu la cina cu adunarea 14 ani, adunarea păcătoasă, el nu. Și nu știu cu cine lua cina. Nu știu cu cine. Dacă o ia, dacă nu o ia, e treaba lui. Nu-i mai pe aici, l-am lăsat în urmă. Dar așa se poate întâmpla, să nu te împărtășești. Și Domnul zice, nu are viață. Că dacă nu are viață, are putere. Dumnezeu, poți care se vede la mântă o săptămână întreagă și să mănânci numai duminică, te duci să lucrezi până sâmbătă viitoare. Pe, în mod normal, nu. Că te vor părăsi puterele, la un moment dat, pasul, greutăți. Nu mai trăiești, te îmbolnăvești, vei muri. Știi că ai nevoie să te hrănești într-un mod normal și obișnuit. Și la Domnul, în mod obișnuit, în fiecare biserică, e o dată pe lună. Un om cu minte nu va fugi de la cina Domnului, decât cu excepție rară. În general, se cercetează nu doar atunci la rugăciunea de dinainte. Are o problemă cu cineva, se cercetează mai devreme. O rezolvă, caută sprijinul de a fi consiliat de la păstor, de la cineva din frații din adunare. Va găsi o cale să-și normalizeze relația. Este cealaltă parte greșită când cina Domnului o ia cineva fără să fie atent asupra ei. Și iată ce spunea lui Dumnezeu Fadă. Versetul 29. Că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin doar. Iată că neputința se poate așeza și când te împărtășești, dar nu într-un mod ordonat. Treci peste cercetare cu ușurință, de rușine, să nu mă vadă fratele că și data asta iarăși e vicina, să nu gândească nevastă despre mine că ceva nu-i ordine cu mine, măcar că nu-i. Dar am să iau cina, că dacă era la meu frate toată la Botoșani și nu se împărtășise odată, de două, de trei ori, eu știam de amarul lui și pentru o vreme am căzut între mine și el ca păstor, de acord să-i spun pentru pocăința lui. Era necesar pentru vreme să nu ia cina, trebuia să simte iertarea și eliberarea. Dar au venit copiii și au zis, te rog vorbește cu tata, când îi se pare că nu e în ordine ceva. E cam mult și tata nu ia cina. Deci cu sinceritate copiii au venit la mine. Și am spus, liniștiți-vă că știu problema lui. Nu puteam să le spun lor ce mărturisise tatăl și lupta vieții lui, dar i-am spus, tata va lua cina, el se va apropia de Dumnezeu, Dumnezeu îl va ajuta. Oamenii din jur pot vedea și atunci unii împingi de situație, mă, poate e prea mult să nu fac și la asta, să evit participarea la cină. Hai să mă împărtășesc. Se așează neputința. Iată 5 feluri prin care oamenii pot pierde puterea. Prezența Duhului curate și apostolilor străini, lipsa maturității spirituale, păcatul personal, amestecul printre culturile care nu ne aparțin ale unor oameni fără evlavie, dintre popoarele în mijlocul cărora trăim și atitudine greșită la cina Domnului. Și foarte pe scurt vreau să aduc în fața dumneavoastră cum putem să rezolvăm problema când am ajuns printr-una din ele sau două sau poate n-am ajuns. Nu vrem să ajungem. Știți că medicina are 2 forme de tratament, curativ și preventiv. Te învață medicul să iei niște măsuri să nu te îmbolnăvești. Aia e cea mai ieftină. Că dacă o respecti, n-ar vrea să cheltui bani, să fii operat, să fii injectat, n-ar vrea să suferi. Dar dacă nu ascultă măsurile preventive, ajunge la tratamentul curativ. Atunci îl internează spital, tratament, bani și câte altele. E bine, când vrem viața și primul pas spre Dumnezeu este actul pocăinței curate. Cartea Fapte, capitolul 3, spune așa, versetul 19. Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Pentru un act de pocăință la care noi venim, sincer, în primul rând ni se șterg păcatele, totodată păcatul înlăturat. De la Domnul ni se dă înviorare. Adică o nouă dorință de viață. Ați văzut un om obosit, într-o zi de arșiță. Se așează undeva pe un bancă, pe un scaun și spune, dă-mi un pahar de apă, dar rece să fie. După ce bea un pahar de apă, zice, m-am înviorat. Am simțit că am primit puterea. Un om flămând, lasă munca undeva la ora 1 sau 2 zile,
Când spune, trebuie să mănânc un pic, că nu slăi de putere. Stă la masă, mâncă mâncarea pe care o are, să se mește masă undeva. Spune, gata, acum m-am întărit, pot să merg la muncă, lucrez pe mai departe. Toate acestea aduc înviorare, aduc sursă de putere în noi. Să știți că nu încercăm de schimbarea modului de închinare, aduc înviorarea în biserică. Nu știu eu, fel de fel de cosmetizări ale programului bisericii schimbă cu ceva. Dacă vreți o schimbare adevărată la nivel de biserică și de familie, Biblia spre aici, să ne pocăim întorcându-ne la Domnul. În felul acesta, ni se iartă păcate, se rezolvă problema păcatului. Când păcatul nu mai este o pedică, Dumnezeu din cer lucre cu noi și aduce în adunare și în familie și în noi ca persoane individual înviorare de la Dumnezeu. Măriți să fie Domnul. În al doilea rând, avem nevoie de o viață de rugăciune autentică. Mântuitorul a vorbit aici în Luca, în capitolul 21, așa, la versetul 36. Vegheați, dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere. Să avem putere să scăpăm de toate lucrurile care se vor întâmpla. Dar Domnul spune, vegheați și rugați-vă. Apreciez bisericile care continuă a avea timpul de rugăciune. Și spun eu către toți frații de la noi și către toți cu drag, că e timpul de rugăciune să fie mai scurt îndemnările și să nu fie predici. Dacă se poate 5-7 minute o îndemnare în care să prezinți din cuvânt o motivație sau dintr-un exemplu practic și apoi să ne rugăm vreo 10 minute e mai bun. Am văzut undeva o îndemnare de 17 minute că m-a închinuit stând după avon lângă ăla care nu era în biserică, era musafirul undeva, dar aia și-o dat la picioare și s-o oprează. Și o rugăciune e de 2 minute după aceea. Și am zis, bă, omule, mi se pare că tu cu îndemnarea ta ai ucis Duhul rugăciunii. Atât ai încercat să spui și nici n-ai ținut ce trebuie. Fratele, mă vreau să uitam într-o zi la o frate de la noi și se întoarce către mine pe banc. Mă, ăsta parcă bate toba. Nu spune nimic inteligibil, ci omul vrea să și ne rugăm. Dar la cine-o motivat? Și stau și mă uit și eu cu atent și toba tot o bate. Și tot bate. Și am venit cu bate odată de o bătută de mai multe ori. Câteodată ne întrebăm, oare frații care vin la rugăciune nu sunt și ei responsabili de actul închinării? Nu trebuie să privească la fel cu maturitate slujirea? Apreciez bisericile care au ore de rugăciune. Nu schimbați pe laudă și închinare, că nu veți câștiga. Nu rupeți programul slujirii și de comunitate luați-o de la 10, cum au făcut unii adunări românești, și nici că vin la rugăciune mai degrabă la oameni, ci vin acolo numai așa. Ziceam într-o predică, fratele Virgil Neagu, că a fost într-o biserică odată invitat și altă biserică de localitatea aceea a zis, fraților, dați-ne și nouă. Păi nu ne putem da. Noi l-am adus, fratele, am plătit biletul de avion, am venit pe la noi, predică la noi. Măi, dați-ne cât vreți, de la 9 la 10. Mă, hai, faceți o rugăciune, de la ora 10 până 10, lăsați-o, vină la noi. Și zice, fratele Virgil, m-am dus acolo și unii care vin abia pe la 10 până 10 la adunare, se nu prindă rugăciunea, au pierdut predica, că nu mai a fost program obișnuit. Cei ce au venit normal la adunare, au ascultat o predică bună. Și de acolo începe rugăciunea. Și cei ce au fugit de rugăciune au căzut taman când începea rugăciunea. Se mai întâmplă câteodată să se mai schimbe câte ceva, să mai îi prindă, să zicea unul, mai am un copil așa de pretențios, numai nu vrea să mănânce. Și câteodată ca să păcăiesc, că doarme cu un sticlă așa, tu nu știi ce face. Moții și mâncare. Așa e câte unul. Adorm cumva să-l prind și să se roage. Că altfel, numai că vine durerea peste el și mă aduce aminte că e marța rugăciune. Dacă nu, la toate cele uite, la rugăciune, nu. Ori Domnul spune aici, rugați-mă și vegheați, frați și surori, cred eu din toată inima, pentru mine, spun și pentru voi, trebuie să îmbunătățim rugăciunea din familie, rugăciunea din odăiță care e a noastră individual, rugăciunea cu familia, rugăciunea din adunare, trebuie să le aducem la nivelul celor, Doamne, ajută-ne la aceasta. În al treilea rând, cuvântul lui Dumnezeu. Pavel vorbește în Romanul 1 cu 16. Nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, deoarece este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea celui ce crede. Și Biblia zice, prin gura unui înger ce a vorbit nașterea Domnului, niciun cuvânt vestit de la Dumnezeu nu e lipsit de putere. Evrei 4 cu 12. Cuvântul tău e viu și lucrător. E mai puternic ca o sabie cu două tăișuri. Pătrunde la nivel de minte, de duh, de spate, sufletul și duh. Cartea Coloseni 3 cu 16. Cuvântul lui Hristos să lucrească din belșug în inimile noastre. Dacă ascultăm Biblia, e așa de frumos și respectos. Pentru Domnul, în primul rând, și pentru cei ce slujesc, să ascultați Biblia. Sunt oameni care, în timp ce alții predică, se joacă pe Facebook, pe telefon, din nefericire.
Sunt oameni care fac asta. Sunt alții care ies afară. Îi supără cuvântul, nu au răbdare, nu pot sta. Sunt unii care vreau să tot felul de jocuri. Orice faci, ai pierdut distrăgându-ți atenția de la cuvântul de învățătură care a părtășit din adunare. Noi luăm cuvântul prin citirea personală, dar o mare parte din cuvântul luăm în părtășia comună. Când avem predica din adunare sau studiul al Scripturii, ne încărcăm sufletul cu al Domnului cuvânt. Și bine zicea Psalmul 119, omului Dumnezeu, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Căci cuvântul dă putere, putere cu care eu pot înainta. Deci, e putere prin pocăință, e putere prin rugă, e putere în părtășia Sfintelor Scripturii. Fraților, e putere în lucrarea Duhului Sfânt din viața noastră. Zicea Mântuitorul, fapte 1:8, voi veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt. Haideți să-l cităm pe Apostolul Pavel, care în cartea Efeseni la capitolul 3 spune așa, versetul 16. Cel rog a potrivit cu bogăția slavii sale să vă facă să vă întâlniți în putere prin Duhul Lui, în omul dinăuntru. Cum să ne întâlnim? Prin Duhul Lui. Credinciosul născut din nou are nevoie de botezul cu Duhul Sfânt, iar credinciosul botezat de Domnul cu Duhul Sfânt are nevoie de umpleri sau reumpleri adiționale. Fapte, capitolul 2, zice, toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Și mesteau Evanghelia și vorbeau limbi. Fapte, capitolul 4, s-au rugat împreună. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Păi într-un vas plin, care e plin, nu mai poți spune ceva să fie plin. Dacă ai sorbit din el, nu? Dacă s-a consumat. Face-le umplere. Mântuitorul zice la un moment dat, din mine a ieșit o putere. Și era o femeie care s-a atins de el. Luca 16 ne spune, din ele ești Luca 6. Din ele și-a o putere care îi vindeca pe toți. În folosirea pentru sfințire, în folosirea pentru lucrare, puterea pusă de Dumnezeu în noi se consumă. De-aia trebuie din nou reîmprospătată. Credinciosul botezat de Domnul cu Duhul Sfânt are nevoie pe mai departe de părtășia rugăciunii și a stăruinței să fie reumplut cu Duhul lui Dumnezeu. Puterea să fie în viața lui. Iată de Apostolul Pavel vorbind și Bisericii din Roma, la capitolul 15, într-un mod frumos, despre această lucrare, versetul 13. Dumnezeu nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Credinciosul, am vorbit de mai mult și nu revin asupra rugăciunii prin Duhul, are nevoie de o trăire cu Duhul permanentă, proaspătă, viabilă. Din contră, remarcăm că în toate bisericile nu mergem de la bine spre mai bine, dar de la foc spre stingere întâlnești multe adunări. De aceea e nevoie de vremuri de înviorare. Și ca să ajungem din nou la aceste stări, nu uitați de posibilitățile prin care puterea poate să ne fie dată. Pocăința, rugăciunea, studiul Sfânt al Scripturii și încărcarea inimii cu al Domnului Cuvânt. Lucrarea Duhului Sfânt în viețile noastre. Și în al cincilea rând, o atitudine normală de la cina Domnului. Iată-L pe Domnul Iisus, care a vorbit în Ioan, capitolul 6, și spune mai departe, cine mănâncă trupul meu, versetul 54, și bea sângele meu, are viață veșnică și îl voi învia în ziua de apoi. Omul acesta nu va avea, are, nu viață simplă, are viață divină, viață dumnezeiască, viață veșnică. Cine este? Ăla care se împărtășește. Și atunci când se împărtășește, se cercetează. Se mărturisește. Se separă de cei rău. Plânge păcatul lui. Și cu sfială și respect, vine și întinde mâna să ia din trupul Domnului. Dacă pe o femeie a vindecat-o, atingerea de haina lui Iisus, atingerea de trupul Domnului și chiar implicarea prin mâncare și al sângelui introdus în noi, aduce atât spiritual viață, dar poate aduce vindecare chiar trupească. Eu am văzut cu ochii mei în viață și m-am mărturisit cândva oameni pe care Dumnezeu i-a vindecat la cina Domnului. Domnul are în această putere. Vreau să vă spun, Domnul vrea să nu păstreze puterea numai pentru El. A vorbit cu ucenicii în capitolul 10 de la Matei. Le-a dat puterea să scoate dracii, să predice Evanghelia. Spune că s-au întors Luca capitolul 10. Doamne, Duhurile sunt supus. Da, e adevărat. V-am dat puterea să călcați
peste șoareci, peste scorpii și peste toată puterea celui rău. V-am dat putere. Puterea Domnului nu păscază numai pentru el. Că în lumea de azi, Domnul lucrează cu biserica și are nevoie de o biserică plină de putere. L-am găsit un om al lui Dumnezeu din prima biserică. Cu el vreau să închei citirea de la capitolul 6 din Fapte. Spre versetul 8. Ștefan era plin de har și de putere. Făcea minuni și semne mari în norod. Un om plin de har și de putere. Era din biserică. Nu mai era Iisus aici. Domnul era plecat la cer, să înălțase. Dar se coborâse Duhul. Ștefan era plin de har și de putere. Dumnezeu lucra cu el. Și doresc în toată inima Domnul să binecuvânte adunare din Montreal. Amin. Și toate adunările, oriunde sunt ele. Să ne umple Dumnezeu de putere din partea Lui. Dar nu uitați, umplerea nu vine în mod automat de la El. Ci vine de la El, prin metodele care le-am amintit, la care acționăm noi. Noi suntem cei ce mergem spre Domnul. Mi-a plăcut ideea unui om. Închipuiți-vă pe Dumnezeu nostru mare și imens. Dar ca să ajungă Dumnezeu în viața mea, e ca și cum vă dau un exemplu. Un rezervor imens pe clădire de apă. Știu, 10 de tone de apă. Și am nevoie apa aia să o folosesc în casă. Apa vine la mine la chiuvetă printr-o conductă, nu? Să merge la mine la baie, la bucătărie, la baie, unde am nevoie, printr-o conductă. Dacă am o conductă de jumătate de țor, va veni un debit de apă. Mai am și un robinet care îl închid sau îl deschid când vreau să-i dau drumul la apă, nu? Dacă am o conductă de 2 țori, evident că am un debit mai mare de apă. Apa e multă rezervor, dar n-ajunge la mine decât în măsura conductei, cât e de largă conducta pe care eu am. Ei bine, Dumnezeu este plin de autoritate și putere. Hristos are toată puterea în cer și pe pământ. Dar puterea Lui să ajungă la mine depinde ce relație am eu cu El. Cât e de largă relația mea cu Domnul. Lărgiți-vă inimile, spune Pavel către frații din Corint. Și ne le lărgim prin pocăință, prin rugăciune, prin acceptarea cuvântului și împlinirea Lui, nu? Lărgim prin puterea Sfântului Duh și pentru o trăire la cina Domnului plăcută lui Dumnezeu. În felul acesta, Domnul poate trimite putere de la El. Altfel, puterea Lui e stocată în rezervor, e la Dumnezeu. Dar în viața familiei tale nu-i puterea, în viața ta nu-i puterea, în viața mea nu-i puterea. Ne întrebăm de ce nu vrea Dumnezeu, nu-i mare Dumnezeu, bă, da, Dumnezeu e mare. E mare și tare și plin de autoritate. Nu-i nimeni ca El. Dar ca eu să am putere de la Dumnezeu, am nevoie de metodele prin care puterea curge în viața mea. Și iată că acestea sunt. Mă rog din toată inima Dumnezeu să vă binecuvintez. Și să fie de aici încolo, adunarea din Montreal, una care caută pe Domnul și puterea de la Dumnezeu. De a învinge și păcatul, și atacul demonic, și a trăi pentru Dumnezeu rotind după cum vrea El în viața noastră. În numele Lui îl lăudăm cu toți azi și întotdeauna. Amin. Vă invit, dragii mei, acum la încheierea părtășirii în această dimineață să vă ridicați în picioare împreună cu mine și în rugăciunea aceasta, mai întâi de toate, să-i mulțumim Domnului pentru că ne-a binecuvântat. Să-i mulțumim că ne este binevoitor și să rugăm să ne poarte de grijă și pe mai departe, umplându-ne de putere de care avem nevoie. Amin.